formația băimăreană de rugby a câștigat cu 34-10 partida disputată pe teren propriu cu Universitatea Cluj. CSM Știința a marcat un total de 6 eseuri, reușind să obțină astfel și punctul bonus ofensiv din această întâlnire. Echipa antrenată de Eugen Apioc și Vasile Lucaci a deschis scorul în minutul 2, după un meseu marcat de Alexandru Țiglă și transformat de Luc Samoa. 9 minute mai târziu, scoțianul Michael Donegan reușește al doilea eseu al Zimbrilor și duce scorul la 12-0. Clujenii marchează primele puncte în minutul 15, după o lovitură de pedeapsă transformată de Ovidiu Melniciuc. Până la finalul primului mitan, băimărenii mai culcă de 2 ori balonul în terenul dețit de advers, prin Alexandru Țiglă și John Leatawa, care asigură punctul bonus ofensiv. Luc Samoa transformă unul dintre eseuri, iar după primele 40 de minute, CSM Știința conducea cu 24-3. După 8 minute scurse din partea a doua a jocului, clujenii marchează primul lor eseu prin Ștefan Dodevic. Ovidiu Melniciuc transformă, iar scorul devenea 24-10. Echipa gazdă nu a mai contat în faza de atac, în timp ce Zimbrii băimăreni au marcat alte 2 eseuri. Primul a fost reușit în minutul 55 de Luc Samoa, iar Alexandru Bucur a închis tabela în ultimul minut de joc, reușind al 80-lea eseu al băimărenilor în duelurile directe cu Universitatea Cluj. A fost un meci greu, după cum ne așteptam, o zi destul de caldă. Din fericire ne-am atins obiectivul acela de a obține 5 puncte. Mă bucur că mi-am ajutat echipa, mi-am dus aportul la această victorie. Sper să o țin tot așa în continuare și mă bucur că alături de colegii mei am obținut astăzi o victorie frumoasă pe teren propriu. În final, CSM Știința s-a impus cu 34-10, reușind a 3-a victorie din tot atâtea meciuri disputate pe teren propriu în actuala ediție a Superligii. În ciuda victoriei obținute, tehnicianul băimărean a declarat că Universitatea Cluj a fost un adversar incomod pentru echipa sa. E victorie într-adevăr, dar o victorie urâtă, un meci urât, cu foarte multe întrerupe, sigur, și așa se întâmplă când întâlnești un adversar care încearcă să distrugă jocul prin orice mijloace și atunci ești pus în imposibilitate de a juca mai cursiv. Dar până la urmă sper să ne prindă bine, pentru că duminică ne așteaptă un meci asemănător cu cel de astăzi, cred eu. În următoarea etapă, ultima a turului, CSM Știința va evolua în deplasare la Dinamo București. Partida va avea loc duminică, 11 septembrie.